Roma, Londra sau Moscova, vă garantez că 80% din paginile pe care le deschideți sunt politică. Și 20% fotbal. Dacă vine cineva de lună și deschide un ziar de la Arad sau de la Timișoara sau de la Budapesta, el va crede că a aterizat pe o planetă unde oamenii se preocupă 80% din zi cu politică și 20% cu fotbal. Și acest lucru este neadevărat. De exemplu, noi acum facem altceva. De la 7 dimineața, de când v-ați trezit, până din seara la 11, când vă lucrați din nou, faceți mult mai mult decât. Toate acelea sunt parte a vieții dumneavoastră reale. Este ea ilustrată? Astfel, în viața publică, nu? Din ce motiv? De ce s-a ajuns ca simplificarea aceasta aberantă a unei vieți atât de ample pe care o trăim noi astăzi să fie din ce în ce mai vizibilă și mai neconformă cu realitatea? Pentru că suntem democratici. Pentru că am accentuat atât de mult democrația în Europa, încât acum suntem invadați de consecințele ei. Este exact ca efectul din medicină, în care un bolnav ia un medicament pentru a trata o boală și compoziția chimică a medicamentului ca atare îi provoacă efecte secundare. Acesta este efectul secundar al democrației la noi. Pe absolut orice fel de median al Europei, nu vorbesc despre România. Ce este făcut? Nu este niciun caz preferabil și recomandabil ca democrația să se micșoreze sau să înceteze. Dimpotrivă, ea trebuie să continue, să se adâncească chiar. Doar că societatea omenească ar trebui să găsească în afara aspectului politic suficient de multe resurse și suficient de mulți lideri care să contracareze aceste efecte secundare. Nu e deloc un lucru simplu, mai ales într-o țară care și-a sfârmat tradiția de fiecare dată, când a putut mai bine. Dar este posibil de făcut. Și acesta este, de fapt, unul din motivele pentru care avem foarte multă încredere și speranță în centri universitare remarcabile pentru a vorbi acest lucru cu oameni însemnați de toate vârstele. Mă înțelegeți că acum vine de ce spuneam la început că sunt atât de fericit că fac mai bine. Nu este doar o chestiune de compliment. Îmi pare nespus de bine că e atât de multă tinerime, dar sunt tot atât de fericit că sala are oameni de absolut toate vârstele. Pentru că așa este și societatea noastră. Și capabilitatea de